numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Preacucernici părinți, preiubiți frați, ne aflăm din nou în casa Tatălui de rugăciune și afirm cu toată convingerea că nu este un loc mai aproape de Dumnezeu decât aici. Și susțin această afirmație pe baza făgăduinței și promisiunii lui Dumnezeu cu privire la locul acesta, cu privire la starea aceasta, că El va fi și va privi pururea peste locul acesta. Dragii mei, e o bucurie să te întâlnești cu frații pe care ți-a dăruit Dumnezeu în stări ca acestea și să reflectezi la principala preocupare pe care trebuie să o avem pe acest pământ, mântuirea sufletului nostru. Este minunat să îți dea Dumnezeu frați, să-ți dea Dumnezeu o familie. Mă gândesc la tinerii ostași care au părăsit casa părintească în care au crescut și au ajuns în orașul nostru. Au ajuns nu la străini, ci au ajuns la frați. E minunat. Chiar vorbeam înainte de a intra în Sfânta Biserică exact pe lucrul acesta, pe tema aceasta. Și o surioară îmi spunea că parcă o văd pe mama cum se consumă, că locul la masă a rămas gol pentru un timp și pentru o vreme. Mai este o farfurie în dulap, mai sunt acâmuri și mama ar pune și în farfuria respectivă, dar fiica nu este acasă, este plecată. Și m-am gândit la părinții aceștia care i-au crescut pe acești tineri minunați, așa cum îi creșteți dumneavoastră, așa cum am fost crescuți noi. Și mă gândesc, de multe ori m-am spus în situația acestor părinți care, pentru un timp și pentru o vreme, nu-și văd copiii acasă. M-am gândit la cât este de ce neîmplinire trăiește un părinte atunci. Pentru că preocupările lui sunt mereu îndreptate spre ce face, oare ce îi se întâmplă, oare nu o să aibă o problemă și totdeauna pentru un copil al lui Dumnezeu rugăciunea și mijlocirea lui Dumnezeu este de fapt supapa aceea care face să se deschidă și să închidă mereu iubirea și dragostea, să rămână acolo și să se dăruiască chiar dacă distanța îi separă de cei scumpi și dragi. Am vrut să spun lucrul acesta pentru că m-am gândit astăzi la ceva legat de această afirmație. Am citit că în timpul domniei reginei Victoria a Angliei a trăit un lord. Și lordul acesta era proprietarul unui mare castel și dorea ca familia regală să-i facă o vizită. Și pentru aceasta, regina de foarte multe ori a fost invitată de acest lord să-i treagă pragul casei. Într-o zi, regina n-a mai putut să refuze și și-a făcut de așa natură programul ca să includă și vizita la castelul acestui lord credincios. Ce s-a întâmplat? Lordul acesta și-a adunat toată familia și pe toți slujitorii și le-a spus următoarele cuvinte și citez. Mâine dimineață, când va apărea alaiul, când podul castelului se va lăsa jos și regina va păși pe pragul castelului, o trâmbiță va suna tare, clar și lung. Doresc ca la fiecare ceas al castelului să fie câte un slujitor și când veți auzi trâmbița, să opriți toate ceasurile și niciodată să nu mai fie pornite pentru a marca pentru totdeauna vizita reginei Victoria în acest castel. Dragii mei,
M-am gândit la lucrul acesta și m-a impresionat când am citit această relatare. Câtă importanță i s-a dat acestei personalități, acestei regine, să oprești ceasurile dintr-un castel și să marcheze pentru totdeauna ora la care regina a făcut vizita în acea reședință. M-am gândit, iubiții mei, citeam versetul 26 și 27 din Evanghelia după Luca și vreau să vă spun că am simțit starea cealaltă și a ajuns cu corabia în ținutul Ghergesenilor care este în fața Galilei și a ieșit pe uscat. L-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demoni și care de multă vreme nu mai punea haine pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Și celălalt verset pe care am vrut să îl citesc vizează, de fapt, atitudinea acestor oameni care locuiau și care îl știau pe acest demonizat și despre acești oameni Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelistul Luca ne relatează ce atitudine au avut oamenii aceștia atunci când l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, să îl respingi pe Domnul Iisus Hristos și să-l scoți din viața ta sau din comunitatea în care locuiești este cel mai băgubitor lucru care se poate face. Dacă acest Lord a știut cum să o primească pe Regina Victoria, care s-a bucurat de atâta importanță, o cetate n-a știut să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. N-a știut să îi deschidă porțile și să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în cetatea, în inimile și în viața acelora care locuiau acolo. L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, iar el, intrând în corabie, s-a înapoiat. Ce tristețe, dragii mei! Ce durere! Vis-a-vis de Regina Victoria, care a știut să fie întâmpinată și de Domnul Iisus Hristos, Regele Regilor, care a părăsit slava cerească și s-a coborât în lumea aceasta. Exact pentru acest lucru a venit Domnul Iisus Hristos. A venit Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta să dezlege lumea. Citeam aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, Domnul i-a răspuns și a zis: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbătei? Ce întrebare, iubiții mei! Ce întrebare, ce provocare pentru noi! Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să dezlege. Să dezlege pe oamenii care erau legați de cel rău, posedați de cel rău. Am citit lucrul acesta și m-a impresionat. Pentru că aceasta, de fapt, este lupta pe care diavolul o dă în lumea aceasta, în lumea noastră. Lupta aceasta de a-i lega pe oameni și de a-i ține legați, de a-i ține legați de El. Domnul Iisus Hristos a venit însă cu scopul acesta să dezlege, să dezlege pe cei legați și pe aceia care se aflau în stăpânirea lui Satan.
m-am gândit la ceea ce spunea părintele Iosif, pentru că m-a impresionat lucrul acesta. Spunea părintele Iosif, trăim un creștinism care nu se mai teme de Satan. Trăim un creștinism căruia nu este frică, nu-i mai este frică de Satan. Și m-a impresionat, iubiții mei, această afirmație. Pentru că aceasta este realitatea zilelor pe care noi le trăim. Spune fratele Traian, părintele Iosif, cu privire la acest lucru, în pagina 16 din cartea Ce este oastea Domnului, niciodată parcă n-a fost lumea și purtările oamenilor așa de stricate ca azi. În semnul că niciodată Satana n-a avut biruință așa de multe și așa de mari ca azi. Satan e parcă azi, cum foarte bine spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeul viacului acestuia, care a orbit mintea oamenilor să nu vadă strălucind Evanghelia lui Hristos. 2 Corinteni 4:4. Sau cum zice într-un alt loc, Satana este un domnitor, un stăpânitor puternic care domnește în întunericul acestei lumi. Efeseni 6:12. Dragii mei, asta este constatarea pe care părintele Iosif o face cu privire la Satan. Și mai spune părintele Iosif, când ni-l prezintă pe Satan ca dușmanul nostru și când vorbește de lupta noastră cu Satan, spune părintele Iosif așa, mulți vor zice, ce rost are această oaste a Domnului? Căci doar toți creștinii sunt ostași al lui Hristos. Și spune părintele Iosif, și așa este. Prin taina Sfântului Botez, tuturor ni s-a conferit dreptul acesta să devenim ostași ai lui Hristos. Așa spune părintele atunci când pruncul este adus în fața Sfântului Altar să primească taina Sfântului Botez. Învrednicește-l, Doamne, pe el să devină un ostaș al Tău. Părintele Iosif, pornind de la această afirmație, de la importanța Sfântului Botez, spune așa, va fi, dar cei mai mulți au dezertat de mult din lupta mântuirii. Care-i lupta mântuirii noastre, dragii mei? Care-i lupta mântuirii unui om credincios sau unui creștin ortodox? Ce luptă? Despre ce luptă e vorba? Este vorba despre lupta cu păcatele. Este vorba despre lupta cu întunericul lumii acesteia. Este vorba despre lupta cu pornirile firii noastre. Despre lupta aceasta este vorba. Și despre această luptă, spune părintele Iosif, va fi, dar cei mai mulți au dezertat de mult din lupta mântuirii. Și spune mai departe, au părăsit frontul și pe comandantul luptei. Noi, cei din oastea Domnului, se includea părintele Iosif, și spune, noi, cei din oastea Domnului, ne-am întors înapoi la lupta mântuirii și ne-am pus din nou sub cârma și sub comanda Marelui nostru Rege Ceresc, Iisus Hristos. La ce suntem noi chemați, iubiți și scumpii mei? Să ne întoarcem, să ne înrolăm într-o oaste care luptă cu păcatul. Să ne înrolăm într-o oaste care are de luptat cu cel rău. Asta este chemarea noastră, asta este chemarea bisericii noastre ortodoxe bune și străbune. Să ne înrolăm într-o oaste care luptă cu păcatul și care are pe dușman bine stabilit. Și el este unul singur, Satan, Dumnezeul viacului acestuia. Spune părintele și am rămas surprins. În orice război, taina biruinței stă în aceea să-ți cunoști întâi și întâi vrăjmașul. Noi ca și creștini, iubiții și scumpii mei frați, toți de aici din locul acesta, avem un vrăjmaș atroce și el se cheamă Satan. El este diavolul, Dumnezeul viacului acestuia.
care, dragii mei, a declanșat cu urgie o luptă împotriva oricărui om care vrea să-și trăiască viața în evlavie, în credință. De ce împotriva lor? Pentru că pe ceilalți îi are câștigați de partea lui. Cu ceilalți el își îngroașă armata lui. Care sunt ceilalți? Ceilalți sunt aceia care în momentul acesta sunt posedați de duhurile lumii acestea, dragii mei. Sunt posedați de păcatele lumii acestea. Dragii și scumpii mei, păcat! Nu diluăm acest termen, acest cuvânt. Ne uităm în dicționarul limbii române și vedem ce înseamnă această expresie. Nu diluați! Atitudinea lumii de astăzi, a creștinilor de astăzi, este să treacă cu vederea orice păcat. Citeam un articol cu câțiva ani în urmă, l-am reprodus și aici. Lumea de astăzi, dragii mei, vrea să scoată acest cuvânt păcat. Vrea să-l modernizeze, vrea să-l îndulcească. Vrea să nu fie familiarizat credinciosul, omul de rând, cu acest termen. Ce păcat? Ce-i păcatul? Ce este păcatul? De ce păcat? Dragii mei, Părintele Iosif sublinia, mi-am notat lucrul acesta. Trebuie, în primul rând, într-un război, să știi cu cine lupți, împotriva cui lupți, să identifici pe dușmanul tău. Dușmanul nostru care ne ține legat de Satan este păcatul, de toate felurile. Cum este el, cum o fi el? N-avem timpul, e suficient să citim Roman. Citiți Roman, capitolul 1 și veți vedea cum sunt descrise păcatele. Roman, capitolul 2 și veți vedea dumneavoastră ce afirmații se fac despre păcat. Cum și-a pierdut omul simțul, conștiința pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, această conștiință atât de importantă, cum ea prin păcatul repetat se tocește și ajungi la un moment dat să te familiarizezi cu păcatul, să-l ignori și să nu mai crezi că există păcat, așa cum spunea Părintele Iosif. Cel mai grav lucru al creștinilor de astăzi este să se îndoiască că există Satan, că există diavol. Asta vrea cel rău, iubiții și scumpii mei. Să ne facă să ne îndoim că există diavol, că există forța răului în lumea aceasta, că există ceva care te posedă, care te leagă, care te rupe de Dumnezeu. Și spune Părintele Iosif, și vreau să citesc mai departe, să-i cunoști puterea și apucăturile, ca să știi apoi cum să te aperi și cum să-l ataci. Așa e și lupta noastră. Mai întâi trebuie să ne cunoaștem vrăjmașul. Și spune Părintele, cine este vrăjmașul cu care trebuie să ne războim noi creștinii și pe care trebuie noi să-l biruim? Cine este? Ne-l spune Sfânta Scriptură. Este diavolul. Este Satan. Spune și vine cu un citat din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8-9. Din Efeseni, capitolul 6, 11 cu 16, care spune, îmbrăcați-vă în toate armele lui Dumnezeu, spune și Sfântul Apostol Pavel, stă scris și în Efeseni, ca să puteți să vă împotriviți. Credinciosul adevărat este ca și peștele viu care are tendința să urce pe apă către izvor. Peștele mort îl ia apa și îl duce pentru că este mort. Creștinul adevărat asta face, iubiții mei. Are tendința să urce mereu, să urce. Diavolul are și el tendința să ne împiedice să ne urcăm, să se împotrivească urcușului nostru spiritual și duhovnicesc spre Hristos. Asta vrea să facă diavolul cu noi, cu fiecare. Și încearcă în fiecare zi să izbutească în lupta aceasta. Dragii mei, mai vreau să citesc ceva din Părintele Iosif care m-a impresionat tot pe tema aceasta aici, în ce este oastea Domnului. Este un capitol întreg în care Părintele Iosif vine și îl descoperă pe Satan și vreau numai să vă citesc, să vă trezesc curiozitatea cu câteva
cu câteva gânduri din cartea aceasta pe care le aduce Părintele Iosif în discuție. Mișcarea oastei Domnului este de la Dumnezeu și este un război cu Satan. Cu cine se războiește cei intrați în oastea Domnului? Cum a fost diavolul la început și cum a fost făcut? Cum a fost alungat Satan din cer? Numirile lui Satan? Cum s-a apucat Satan de lucru? Oastea Domnului cheamă la război, iubiții și scumpii mei. Oare război să fie acesta, se întreabă Părintele Iosif? Cum a câștigat Satan prima biruință? Pe urmele șarpelui Satan din grădina Edenului, alte apucături ale lui Satan. Cum a biruit Iisus pe Satan? Uitați-vă cu ce era preocupat Părintele Iosif, inițiatorul oastei Domnului. Să-l identifice pe dușmanul omului, pe Satan. Și să vorbea Părintele Iosif foarte mult despre Satan. Pentru că vrea să-i conștientizeze pe oameni că există Satan. Vrea să-i facă pe oameni să înțeleagă că Satan îi leagă pe oameni. Și îi duce apoi la moarte, la pierzare și în iad. Și arată modurile în care procedează Satan cu omul, cum îl face să păcătuiască și cum apoi îl spune lumii întregi după ce a păcătuit. Îl arată cu degetul pe om, îl face de râs, îl face de rușine pe om. Spune Satan, când păcătuiește omul, îi pune o pătură pe cap să nu-l vadă alții că păcătuiesc. Și după ce a păcătuit omul, ia pătura și bate toba. Și spune, uite ce a făcut creștinul, să audă toți, să râdă, să-și piardă creștinul, apoi orice nădejde și orice speranță în Dumnezeu. Dragii mei, citesc gândul acesta pentru că asta trebuie să rămână pe inima și pe viața noastră, scumpii mei, frați ostași. Oastea Domnului este o declarație de război sufletească contra vrășmașului diavolului. Oastea Domnului e o luptă neîncetată împotriva vrășmașului diavolul. Cine intră oastea Domnului, intră în declarație de război cu Satan. Și trebuie să stea de-a pururi gata să lupte ca un bun ostaș al lui Hristos. 2 Timotei 2:3. Dragii mei, asta trebuie să înțelegem noi ca și frați ostași. Asta trebuie să ne punem noi pe sufletul și pe inima noastră. Asta trebuie să preocupe viața noastră. Citeam un gând al Părintelui Iosif care m-a impresionat aici, legat de aceeași temă. Pagina 44. Domnul vrea să ia în stăpânire casa inimii tale. Poate acum e locuită de Satan. Poate acum în casa inimii și a vieții tale locuiește Satan cu toate, cu toate lucrurile lui urâte și murdare. Domnul vrea să ia în stăpânire casa inimii tale. El vrea să intre la tine ca să vegheze asupra ispitelor tale, ca să-ți aducă ajutor și dar de biruință. Alături de tine El vrea să-ți fie căpetenie în fiecare luptă contra ispitelor diavolului. El vrea să-ți aducă biruința pe care a câștigat-o asupra Satanei sus pe dealul Golgotei. El vrea de-a pururi să fie cu tine și să te ducă neîncetat la biruință. Asta vrea Domnul Iisus Hristos. Și tu nu vrei să-L primești? Întreabă Părintele. Ne întreabă pe noi, pe noi din locul acesta, pe cei care nu se află aici. Și tu nu vrei să-L primești? Și uitați ce spune, ce urmează. Nu uitați! Biruința asupra ispitelor și ispititorului putem avea numai primindu-L pe Domnul Iisus și darurile Lui. Pe Domnul Iisus și darurile Lui. Să ne notăm, frați ostași, acest lucru și ce urmează în următoarea propoziție. Să-L primești pe Domnul Iisus și darurile Lui. Biruință și mântuire putem avea numai până când
rămânem în alianță cu Domnul și cu darurile Lui din nou. Cu darurile Golgotei, cu darul Duhului Sfânt, cu tainele ce le administrează biserica, cu darul rugăciunii, cu darul Bibliei și celelalte, spune Părintele. Fără de aceste daruri nu putem nici birui ispitele Satanei și nici păstra biruința câștigată. Iisus și darurile Lui, când vorbește despre daruri, darul primordial este tainele ce le administrează biserica, iubiții și scumpii mei. Așa ne-a învățat Părintele Iosif. Așa i-a învățat pe ostași Părintele Iosif. Așa i-a învățat că biruința asupra celui rău și să-ți păstrezi neîntinat terenul pe care l-ai câștigat în lupta cu cel rău, nu o poți face decât cu darul Golgotei, cu darul Duhului Sfânt, cu tainele ce le primește și le administrează biserica, cu darurile rugăciunii, cu darurile Bibliei și celelalte. Nu se poate, iubiții mei. Trebuie, asta am citit, întrebarea aceasta m-a provocat. Unii îl alungă pe Domnul Iisus Hristos din perimetrul vieții lor. Unii îl scot afară, cei din latura Gadare i-a scos, alții îl primesc pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea Părintelui Iosif este aceasta. Și tu nu vrei să-L primești, dragul meu? Poate n-ai fost niciodată abordat într-un mod atât de direct în privința aceasta. Poate niciodată până acum nu ți-a pus nimeni întrebarea aceasta într-un mod atât de direct. Și tu nu vrei să-L primești? Scumpii mei, mă apropiu de final. M-am gândit la un aspect pe care l-am surprins aici și mi-a plăcut atât de mult. Și când s-a întors Iisus, l-a primit mulțimea, căci toți îl așteptau. Domnul Iisus pleacă dintr-un loc alungat și alții îl așteaptă. O societate bolnavă, o societate compromisă de păcat, îl alungă pe Domnul Iisus Hristos. Și alții, ca dumneavoastră de aici, sau ca alții din altă parte, doresc să-L primească pe Iisus Hristos în inimile și în viețile lor. Nu uitați, la început v-am relatat ce s-a întâmplat cu Regina Victoria, ce primire a avut, ce importanță i-a fost acordată vizitei ei de un om, unui pământean, dar Domnului nostru Iisus Hristos. Cum trebuie să-i deschidem inima? Cum trebuie să-l primim? Cum trebuie să-l luăm în inima și în viața noastră? Cum trebuie să-i facem loc să intre la noi? Dragii mei, m-a impresionat și aș vrea să redescoperim unde este locul nostru, unde este locul celor mântuiți, celor care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, cum spunea Părintele Iosif. Mi-a plăcut versetul acesta 35. Și au ieșit să vadă ce se a întâmplat și a venit la Iisus și a găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat, întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus Hristos. Frații mei, Părintele Iosif acolo a vrut să aducă creștinătatea întreagă. Pe toți aceia care, prin păcat, au părăsit biserica și au călcat taina Sfântului Botez și au călcat făgăduințele și promisiunile. Pe toți aceia care au ieșit din biserică prin păcat, îndepărtându-se de Dumnezeu, stărând în alcool, în tutun, în sudalme, în păcate, în desfrâu, în desmăți, în toate păcatele care sunt amprenta celui rău cu care leagă oamenii. Pe toți aceștia Părintele Iosif și a dorit să-i vadă la picioarele crucii. Și a dorit să-i aducă, și a dorit să-i strângă, și a dorit să-i cheme. Oastea Domnului asta și-a propus, iubiții mei. Să cheme pe oamenii rătăciți
pe oameni îndepărtați de biserică prin păcat, să-i recheme din nou în biserică, să-i recheme din nou la Hristos, să-L primească din nou pe Hristos, să refacă promisiunile din taina Sfântului Botez. Învrednicește-i, Doamne, să devină ostași ai Tăi. Astăzi este timpul și vremea noastră să suscriem, să intrăm în oastea luptătoare a lui Hristos, să intrăm în oastea care luptă cu păcatul, să intrăm în oastea care biruitoare în lupta cu cel rău, îl are pe Domnul Iisus Hristos răstignit, are crucea și Domnul Iisus răstignit. Iubiții mei, energia noastră, puterea noastră, biruința noastră stă în Domnul Iisus Hristos. Toate acestea le putem avea atunci când îi deschidem inima, atunci când îl primim, atunci când îl lăsăm să intre în viața noastră. Făceți-i bucuria aceasta, iubiții mei. Făceți-i bucuria aceasta și lăsați-l și primiți-l. Și nu uitați, atât de important este, am cântat în urmă cu 2 săptămâni la ora de rugăciune, îi spuneam fratelui Ștefan în urmă cu 1 săptămână la cules de porumb, ne-am amintit de cântarea aceasta și cu asta chiar vreau să închei, pentru că este chiar ce ar trebui lăsat pe inimile noastre în această zi. Cântarea nu-ți începe, nu-ți începe. Și în fiecare strofă, fratele Traian a pus ceva din activitatea noastră. În prima strofă, lucrul tău fără Hristos nu-l încep niciodată. În a doua, ziua ta fără Hristos să nu încep niciodată. În a treia, casa ta fără Dumnezeu să nu încep niciodată. În a patra, calea ta fără Hristos să nu pornești niciodată. Și în a cincea, veșnicia fără Hristos să nu ajungi în ea. Când vorbim despre veșnicie, există două alternative. Una alături cu Hristos în împărăția Lui și cealaltă alături de Satan în iadul și în focul Lui. Iubiții mei, fratele Traian ne-a spus și ne-a amintit lucrul acesta. Să nu-ți începi niciodată. Asta este tema acestei cântări. Să nu-ți începi lucrul fără Hristos. Să nu-ți începi ziua fără Hristos. Să nu-ți începi casa fără Dumnezeu. Să nu-ți începi drumul fără El. Dar veșnicia, ultima pusă, e cea mai importantă. Dar ca să ajungi la veșnicie, trebuie să ai un drum cu Hristos, trebuie să ai un lucru cu Hristos, trebuie să ai o cale cu Hristos ca să ajungi în veșnicie cu Hristos, iubiții mei. Haideți de astăzi să lăsăm calea lumii, să lăsăm calea păcatului, să lăsăm calea lui Satan și să intrăm pe calea Domnului nostru Iisus Hristos. Calea aceasta care ne garantează că o să ajungem în veșnicia Lui. Caută părtășia Domnului Hristos cu El. Totul, totul îți va fi frumos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.